Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Manager la Steaua București. Da, ne-am întors aici, avem un derby, un derby de tradiție cu Rapid București, nimeni alta decât Rapid. Și urmează după Rapid terminarea transferurilor și meci cu Oțelul Galați. Rapid București este un meci în Giulești acesta. Da, meciul începe, da, începe meciul acesta. Foarte important, meciuri grele pe care le-a avut Steaua în campionat și în deplasare. Însă de fiecare dată s-a descurcat bine. La fel, cu ASEA am câștigat, dar a fost pe terenul nostru, am umilit-o pe ASEA, a fost meciul lui Kipciu total. Să-l vedem pe Stanciu, Stanciu deposedat însă de Doman, Doman pasează la Ciolacu, Ciolacu are o viteză mai bună, este Arlauskis foarte bine și respinge de acolo, o respingere foarte bună către Augustinio, iată-l pe Donguța, fac pentru Augustinio, jucătorii Barcelonei. Adipopa pe flancul drept, doar o singură mână în care este vorba de Donguța, fac așteaptă urcare mai multor jucători, 3, acum Kipciu lovește cu capul apără, însă Bornescu, ce parada a lui Pepe Bornescu ca în prima tinerețe, un portar destul de bătrân care își face treaba exact cum trebuie la Rapid, asta și în realitate acest Bornescu, ocazie mare pentru Steaua. Din păcate Bornescu s-a pus excelent în fața lui Kipciu, în fața lovitului de cap a lui Kipciu. De fapt este Augustinio, am vrut să spun ce fac. Augustinio pasează la Adi Popa. Adi Popa, gol! Avalanșă de golasso, de goluri spectaculoase la Steaua București. Vedem acest gol superb al lui Adi Popa din vole. Excelent, a urcat acolo o pasă luminoasă, o pasă de gol pentru Augustinio, pentru Adi Popa, care finalizează o execuție adevărată în fața lui Bornescu, lăsat de toate șansele, fără șansă aici Bornescu. Dongu presează la Negru, încearcă să recupereze, încearcă să mai dea și el un gol. Dongu Țafac recuperează în fața golului. Țafac, gol! Este! Țafac marchează și nu se bucură. Parcă ar fi fost pe la Rapid. Însă ăsta nu e, nu e extraterestru de la Barcelona. Dongu Țafac recuperează singur, privit singur, recuperează și reușește să finalizeze în fața lui Bornescu să-l învingă. Balonul a rămas acolo în plasă. Minutul 36, marchează și Țafac pentru 2-0 pe fază făcută de el singur, a recuperat de unul singur Țafac și l-a învins pe portarul Bornescu. Kipciu recuperează, iată-mi Kipciu pasând la Adi Popa, Adi Popa ajunge flacul drept, urmărit de 3 oameni, Adi Popa, haide Adi Popa, Adi Popa, deposedat de Nicolae care coboară foarte, foarte mult. Dongu, carolul advers, iată pe Dongu Țafac, fața, fac pentru Kipciu, gol, Kipciu, marchează Kipciu, Bornescu parcă degeaba în poartă, zici că e Cristiano Ronaldo, numărul 7 al nostru Kipciu, sunt mărtea, se bucură acolo cu el, jucătorii noștri minune au marcat, Țafac și Kipciu, să nu mai spun de Adi Popa, Kipciu din întoarcere îl învinge acolo pe Bornescu, în minutul 44, Steaua conduce cu 3-0 Rapidul, cu 3-0. Dar niște goluri parcă trase din reviste, aceste goluri ale steliștilor. 2 minute de prelungire, Doman în flancul drept, tece Doman elegant, pasează la Negru pentru același Doman, foarte bine a decurs pasele aici, Doman, Doman pleacă de acolo, Ciolacu apără Arla, un șut slab al lui Ciolacu apărat. Pasează foarte bine la Cheșeru, acesta Cheșeru pentru Stanciu, mai departe la Kipciu, superbă demarcarea lui Kipciu, Kipciu, mingea se depărtează de el, nu mai are multă energie, Kipciu centrează cu ultima putere, Kipciu, gol, Claudiu Cheșeru, Cheșeru care Gâlcă nu îl preferă foarte mult, eu nu-l condamn, până la urmă nu este un vârf clasic, Gâlcă spune că știe mai bine ce face oricum. Reușește să marcheze cu lovitura de cap din centrarea lui Kipciu, 4-0 pentru Steaua, o umilește pe Rapid, incredibil așa ceva, ce derby în care Rapid nu a existat practic pe teren, Rapidul a fost o umbră în această seară, în această partidă pe teren împotriva Stelei, doar defensiva s-a remarcat și portarul. Până la urmă, portarul nu are nicio vină, ci propria echipă, zecele Rapidului, nu spun 11-le cu portarul. Pancu, deposedat acolo de Gardoș, Adi Popa, un călcâi care trebuia să fie, cred, pentru Cheșeru. Balon recuperat, Lucanovici, Filip recuperează, joacă pe multe contre, este minutul 90, meciul este pe final, meciul cu Rapid.
4-0 pentru Steaua, un scor foarte frumos pe care reușim să realizăm împotriva Rapidului. Celor 90 de minute s-au scurs, plus prelungiri, Steaua bate cu 4-0, Țafac, omul meciului, chiar dacă a fost înlocuit, Cheșeru a intrat în locul său și a reușit să dea și el gol. Ofertă de transfer pentru Robert Vâlceanu și nu o acceptăm, dacă va fi ofertă pentru el, măcar de împrumut. Stuttgart nu vrea nici așa, nu, deci nu vor cei de la Stuttgart să îl dea pe maxim. Oare ce putem noi să dăm mai de preț? Cheșeru, păi Cheșeru e la fel ca Dipopa, dacă nu mă înșel. nu cred, nu o să putem să luăm până la urmă pe maxim, dar vor și pe milioane, 12.500.000. Oh, cât vor pe maxim, pe mă și mira, mă. De ce l-am spus așa, măcar din prima, știi, ne făceau speranțe cei de la Stuttgart. Ofertă pentru Cristi Tănase, uite, mă, hai să le cerem măcar 1.500.000 sau 2.100.000, da. Da, pornește la 1.200.000, este o formă bună, nu prea mai jucat Tănase, de asta și spun. Uite, îi dau 1.300.000, ai 1.500.000 măcar cei de la Aston Villa care vor pe Tănase. Are overa 70, 27 de ani pentru Cristi Tănase. Transferurile, uite că se duc și ele, sunt pe final. Da, l-au luat pe Cristi Tănase, a mai dat un jucător. Oricum nu prea-și găsea locul în echipă. Steaua a scăzut, se pare, la 3 stele după plecarea lui Tănase. Nu are nimic, nu-i bai. Echipa este una destul de țapă, n-o spun eu. O să facem o echipă mult mai mare, nu vă speriați. Oricum, vă dați și vă dumneavoastră seama. Donguța fac, se pare că nu e prea, era în creștere, dar nu este accidentat și joacă pe terenul nostru împotriva Oțelului. Deci care începe împotriva Oțelului Galați, această echipă cu care noi ne înfruntăm acum, a fost în 2011 campioana României, acum nu știu dacă va mai rămâne prima ligă în sezonul acesta, mai ales că retrogradează 6 echipe. Va fi un sezon de coșmar în Liga 1, însă, na, ce să fac, ce pot eu să fac? Dongu pentru Stanciu, Nicușor Stanciu scapă, Nicușor Stanciu care e gol! Stanciu marchează și el de la meci la meci, reușește să marcheze de această dată, este omorât acolo de jucătorii Barcelonei. Da, reușește să marcheze în fața lui Țafac, din asistul lui Țafac. Agustin acolo și cu Țafac s-au pus pe el, l-au omorât, ce să mai, de fericire, nu de altceva. Stanciu, Kipciuk, trece acolo, Kipciuk, poate goală, gol, Kipciuk, cum a trecut, ca prin brânză, ca un cuțit prin brânză a trecut acolo, a trecut Alex Kipciuk, priviți cât de bine reușește să treacă un gol fabulos, unul din... superbele goluri al Kipciu, poate cine știe, vom face un top de goluri al lui Alex Kipciu, pentru că a marcat niște goluri senzaționale. Dongu deposedat acolo de Costin, care pasează la Ivanica pentru Puga mai aparte la... se îndreaptă în zona centrală, deposedat de Popescu. Popescu pasează la Unuaki. Unuaki lasează pe Puga. Puga scapă acolo. Puga este în care nostru. Puga! De fapt pe lângă poartă. Ocazie mare pentru Oțelul de a reduce din avantaj. Harlauski s-a fost acolo spectator, spectacular. Adi Popa o pasă excelentă, însă nereușită. Costin până la urmă a îndepărtat pericolul acolo, balonul a fost nevoie doar de o atingere să-l ajungă la Kipciu. Prima repriză se încheie 2-0 la pauză pentru Steaua, care conduce Oțelul, iar Astra conduce și ea în deplasare cu 1-0. Dar rezultate pot spune și îngrijorătoare pentru noi. Kipciu pentru Țafac, care viteză bună acest Țafac, prinde balonul și centrează foarte bine către Kipciu. Popescu acolo și e penalti pentru Steaua București, care îl va bate Kipciu, da, golghetele nostru Alex Kipciu vrea să dea gol. Kipciu, gol! Execuție adevărată din penalti a lui Alex Kipciu, execuția s-a atins chiar bar acolo transversală a lui Bordea. Se oprește acolo un pas care l-a mai făcut și l-a executat acesta mai pe Bordea, n-a mai avut nicio reacție
la șutul lui Alex Kipciu, un șut care nu i-a dat nicio șansă, deci vă spuneam lui Bordea, 3-0 pentru Steaua. A mai dat Kipciu vreun gol în meciul ăsta? Carlic pentru Ivanică, Ivanică pasează la Onuachi, Onuachi 1-1 cu Latovlevici, Onuachi, haide Lato, centrală Onuachi, acum Puga, Puga șutează, ho ho, am văzut balonul în poartă, însă nu a fost așa, bravo, bine, bine Doamne, mulțumesc că nu s-a dus balonul ăsta în poartă, priviți, puțin, puțin, foarte puțin pe lângă poarta lui Arlauschi, schimbare la Oțelul Galați, vedem că nu este foarte fericit jucătorul Oțelului, Onuachi trece, Onuachi centrează, respinge Fernando Varela, acum Donguța fac pentru Kipciu, mai departe la Stanciu, Stanciu pentru Kipciu, a încercat să paseze lui Kipciu, Nicușor Stanciu, balonul a fost recuperat de Oțelul Chelac și de posedarea lui Gardoș, însă Kipciu e altruist, ce mai călcâi, cred că a dat așa scape de aia, Kipciu, minutul 88, hai, hai Doamne, mai repede meciul ăsta, Ivanică pentru Chebac, Chebac, de posedat foarte bine de Varela, urcă în flancul drept acolo, cred că este Adi Popa, da, el este, viteză foarte bună a lui Adi Popa, Adi Popa va ajunge la balon, Adi Popa centrează, însă cred că trebuia să fie acolo Hens, a fost în blocajul adversarului său direct din acest meci. 3 minute de prelungire pentru meciul acesta, Kipciu face pressing la Popescu, minge pentru Carlic, Carlic trece, Carlic pentru Ivanică, Ivanică se poate demarca, Filip încearcă să recupereze, dar nu poate, Lato, Lato și el este oprit, iar meciul se încheie, victorie pentru Steaua București cu 3-0 pentru său pe Național Arena. Fernando Varela a fost omul meciului, priviți transferurile, wow, Dzeko s-a dus la Borussia, Ribeiro s-a dus la Borussia Mönchengladbach pe 12 milioane, iar Agüero pe 48 la Real Madrid. Da, acesta a fost și episodul de astăzi, dacă v-a plăcut puteți să lăsați un like, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!